Lucia. Mă cunosc de la Olt, după vorba, după port, din viță de Brâncoveană, de Panduri și de Jian. Acolo mi-a rămas rădăcina, tot acolo-mi văzut și lumina. Și azi mă fălesc, am cu cine, ca oltenii mei frumoși, nu sunt alții în lume. Și bine v-am găsit, dragii mei telespectatori, o nouă ediție, Cântec din Suflet de Român. Eu sunt Nicolae Datcu, mă știți, nu? Nu mă știți, ba mă știți. Am lipsit cam mult de la această emisiune să o prezint, să o... Și eu sunt Eliana Sima. Da, să știe, să nu... Să știți, dragii mei... Trebuie să fiu co-prezentator. Da, vă rog, ar fi bine, frumos. Să știți că nu întâmplător am început această emisiune. Vrem să facem o ediție de colecție cu doamna Steliana Sima. Și știți de ce? Pentru că protagonistele din această seară sunt două fete frumoase, două floricele udate la rădăcine foarte bine de mămica lor. Și ele sunt sărbătoritele, de fapt ziua lor a fost de curând. Ioana și Maria, ia veniți încoace. Hai, veniți încoace. Și de ce spuneam mai devreme că nu am început cu doamna Steliana Sima? Pentru că ele au pregătit în această seară câteva cântece frumoase preluate din repertoriul dumneavoastră. Știați lucrul acesta? Nu pot să spun acum că mai este deja o surpriză, că am aflat înainte de a începe emisiunea. Am prins așa eu. Prind de multe din zbor, așa am luat. Da. Nu știu prea multe, dar știu așa câte ceva. Și vreau să spun că mă bucur. Le știu pe fete, pentru că ele vin la toate spectacolele mele și nu numai că vin ca spectatoare, vin în culise, stăm de vorbă, îmi cântă. Vă aduce și flori. Facem, da, sigur. Facem filmulețe, facem fotografii. Deci și pentru voi, le știu. Mergeți la spectacol, că este o lecție pentru voi să o urmăriți pe scenă pe doamna Steliana, așa este? Da, este o lecție și noi ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Ce frumos! Da.
Sunt două fete foarte talentate. O să vedeți ce glas, ce glasuri frumoase au. Uitați-vă că deja costumele sunt autentice și mă bucur mult că când văd tineri, când văd copii că îmbrățișează folclorul și vin în această zonă a noastră a folclorului, mă bucur tare mult și eu le vin în ajutor. Desigur, celor care doresc le cine vin în ajutor, nu și-ar dori să vină în ajutor un artist așa de mare, cu suflet frumos, cum e doamna Stelia Nasima. Vă spun, momentul când doamna Steliana vă spune un sfat, vă dă un sfat frumos să luați ca atare, pentru că vă ajută foarte mult. Luat, eu le-am luat pe toate. Da. Noi ne știm de foarte mulți ani de zile. Da. Ne știm de foarte mulți ani de zile. Nicu era... soldat, acolo. Militar în termen la ansamblu Ciocârlia, nu face nic, să rămână șefa! Deci vă dați seama de când ne cunoaștem, de ani de zile și acum fiecare, da, uite, da, am ajuns aproape, eu am ajuns la anii pensionării, tu mai eu ai mai puțin, un pic și să-ți ajute Dumnezeu. Și eu, da, pe caz de viață mă pensionez, să știți, stimați telespectatori, dragile Ele mele. Nicolae Datcu, da. Ioana și Maria o să le auziți în seara aceasta. Da? O iubiți, da, pe doamna? O iubim. Ioana, dar tu erai mai vorbăreață. Eu sunt Maria. Maria, tu erai mai vorbăreață. Hai că o să vă încurc în seara asta, da, că semănați. Maria, tu vorbești mai mult. Ia microfonul, Maria, că tu vorbești mai bine. Maria, spune două, trei cuvinte frumoase despre doamna Stelia Nasima. Ia să vedem. O iubim foarte mult și mulțumim din tot sufletul că ne este alături. Da? Sigur? Dragile de el. Bine, vreau să vă aud cântând. Uite, eu să stau aici. Maria cântă prima, nu? Și Ioana. Este Ioana. A, tu ești Ioana, tu ești Maria. Lasă că e bine să vă confundăm în această seară. Da. E un lucru special. Și eu le confund mereu, pentru că nu e diferența nu prea... Nu e diferența prea mare de vârstă între ele și chiar și de statură și le încurc și eu mereu. Dar eu mi-am fixat așa. O codiță are în această seară Maria. Maria. Două codițe are în această deci, Maria seară este Ioana. Cu o codiță, cu o codiță și da, și... ca să nu le mai încurci pe parcurs. Doar pe mama voastră nu confund, că o cheamă Claudia ca pe soția mea. Să rămână mama. Bine. Eu pot să trec acolo la locul da, meu lângă colegi hai și... Hai să vedem dacă, da, să vedem dacă s-au pregătit bine în această seară. Ia să vedem. Să
Și Maria Vasilescu, nu? Da. Ia veniți voi amândouă, frumoasele mele, dragele mele, minunatele mele, dragele mele. Știți pe cine am invitat eu alături de voi în această seară? Pe cine am adus eu special? Pe profesorul vostru, Nicușor Ioniță, și aș vrea să-l invităm aici, alături de noi. Bine ai venit, dragul nostru, Nicușor, și vreau să ne spui ceva despre minunatele noastre. Bine v-am regăsit, îi salut și pe cei de acasă. Ele nu mai sunt în momentul de față elevele mele, dar mă bucur că am avut bucuria de a le avea la clasă. Sunt două fete foarte talentate, dar înainte de a povesti foarte multe lucruri despre ele, pentru că sunt amintiri care ne leagă, vreau să le mulțumesc că n-au uitat de ajutorul pe care l-am oferit la început de drum. Vreau să o felicit pe mama lor, doamna Vasilescu, care se implică trup și suflet, da. Și sper că astăzi este mândră, fiind aici alături de noi în spatele camerelor, de ceea ce au devenit copilele sale. Să știți că nu este puțin lucru să fie fetele dumneavoastră să fie înconjurate de așa artiști minunați care își dau girul asupra talentului lor. Vă felicit, vă doresc ca drumul cântecului să vă fie unul fără obstacole și să rămâneți la fel de serioase și muncitoare așa cum vă știu eu. O, ce frumos, frumos, ce cuvinte frumoase ai spus despre aceste minunate. Acum vreau să te întreb pe tine, spune câteva cuvinte de cum e domnul profesor așa, cum era de fapt la clasă când mergeai atunci? Este un om foarte minunat. Da? Și eu am auzit altceva, nu? Fii sincer că eu am auzit altceva despre că era foarte dur, era foarte exigent, așa e? Nu. Nu? Sigur? Sursa, te rog să specifici da, sursa, pentru că nu e una greșită, bună. O să mă retrag până când sunt gândecel, o să mă retrag să mai încau sigur, din informații. Sigur, și îl dedic din tot sufletul mamei lor, pentru că este un cântec de mamă, iar mesajul cântecului reflectă o parte a viitorului vostru. Oh, ascultați-l. Cu drag te ascultăm, Nicușor Ioniță! Dacă ești bine, Dumnezeu să-ți dea zile ca să te am lângă mine. Vreau să mă pot bucura
bucura, măi, de tine, măicuța mea, măi, cât mai mult pe acest pământ lângă tine copil sunt, măi. Mama bună, mama mea, tu ești alinarea mea, cum să nu îți mulțumesc că m-ai născut, că trăiesc, măi. Uite, vremea a trecut, măi, nici eu tânăr nu mai sunt, măi, dar când la măicuța vin, parcă mă simt iar copil, măi. Iar mă ținei de mânuță, azi eu te ajut, măicuță. Iar ți-era micuișor, azi îți sunt de ajutor, măi. Mama bună, mama mea, tu ești alinarea mea, cum să nu îți mulțumesc că m-ai născut, că trăiesc, măi. Doamne sănătoasă, mereu să-mi o văd în casă, pe măicuța sărmana să mă mai bucur de ea, măi. Nu vreau să ridici un pai, măi, numai cu mine să stai, măi. Să-mi te știu în viață că tu ești a mea speranță. Mama bună, mama mea, tu ești alinarea mea, cum să nu îți mulțumesc că m-ai născut, că trăiesc, măi. Atunci când tu noi mai fi, măi, mi-e frică de ce-o-i simți, măi, cât mă durea inima, dorocin mi-o alina, măi. Atunci cine mi-o mai spune, ca măicuța vorbe bune, poate o lume întreagă ca mama să mă înțeleagă. Mama bună, mama mea, tu ești alinarea mea, cum să nu îți mulțumesc că m-ai născut, că trăiesc, măi. Mama bună, mama mea, tu ești alinarea mea, cum să nu îți mulțumesc că m-ai născut, că trăiesc, măi. Bravo! Mulțumim mult, Nicușor Ioniță! Un cântec de suflet. Cum vă spuneam, dragii mei telespectatori, de la începutul emisiunii, este o emisiune de colecție. Ceva ani în urmă, se tot spunea cât un zvon așa, că emisiunea Tezaur Folcloric dă girul tuturor interpreților. Eu cred că așa este, cu siguranță. Și de aceea am invitat în această seară pe doamna Gheorghița Nicolae și vreau să ne spuneți dacă este adevărat despre acest zvon care a umblat totdeauna și
că emisiunea Tezaurul Folcloric era birul tuturor. Eu acum îți vorbesc din calitatea de prezentator-moderator. Sunt încântată că sunt aici, dar mai ales că eu am debutat în emisiunea Tezaurul Folcloric cu acele cântece din romanați, culese, create. Și așa cum am moștenit și eu de la realizatoarea de excepție, Marioara Murărescu, am încercat nu să o imit, ci să-mi impun personalitatea de jurnalism, de specialist în etnologie și folclor, alegând atât interpreții cât și cântecele după acei factori care trebuie să existe în folclor. Factorul educativ nu trebuie să lipsească și asta, la asta mă refer când vorbesc despre text, despre mesajul textului, și factorul moral. Moralitate înseamnă să fii original, să fii autentic, să fii tu însuți sau însăți. Pentru că a fi altcineva, la un moment dat, se sparge așa, ca un balon, și nu mai rămâne nimic din tine. Și de asta le spun și fetelor să țină foarte mult la factorul moral și educativ, pentru că vor avea o carieră de succes și niciodată atacată de alte tendințe și alte curente. Da, ce frumos, cuvinte frumoase. Merită Ioana și Maria să vină la emisiuni de folclor? Merită. Le-am avut în sub observație și în cadrul unor concursuri de lansare a lor în această zonă a folclorului. Le-am apreciat, le-am studiat și le dau, ca om care lucrează de atâția zeci de ani în domeniu, le dau acel gir pentru că au acea acuratețe în exprimarea vocală, adică au glas în primul rând, au acel discernământ pe care, cred că calitate pe care le-a insuflat-o mama lor, doamna Claudia, de a alege piese care să se potrivească vârstei, timbrului vocal și felului lor de a fi. Foarte frumos. Și merită să fie. Dar, și pentru maturitatea pe care o au. Da. Rămâneți alături de noi, doamna Gheorghița Nicolae! Câte păsări codru are, cântă seara pe răcoare, și-n vărsatul zorilor măi, când pică roua pe flori măi, numai eu nu pot cânta și mi-e tristă inima. Pentru cine am cântat măi, pe mine s-a supărat. Și de dor, ne cânte cu mângâiere, la necaș și la.
pleca din asta lume. Din noi nimic nu rămâne, ne rămân doar faptele măi, faptele și numele măi. Numele mi l-am purtat cu cinste și cu mult drag, faptele ca florile măi îmi astupă urmele. De-o fi să mă trec ca mâine, după mine mai rămâne un vlăstar, o copiliță cu nume de Măriuță. Mulțumim, mulțumim frumos, cântec din Romanaț adus în dar în această emisiune de doamna Gheorghița Nicolae. Vă mulțumim din suflet. Draga mea Maria Ghinea, vino lângă mine, te rog. Draga mea, nu știu ce s-a întâmplat de fiecare dată când ai venit la emisiunea noastră cântec din suflet de român. Ai venit de fiecare dată așa cu zâmbet pe buze, plină de veselie, de bucurie, dar te-ai întâlnit totdeauna cu Ioana și Maria Vasilescu și cred că ți-ai făcut o părere despre aceste minunate fete și de-aș vrea să această părere să ne o spui nouă, dar și telespectatorilor. Așa, să știi că eu le iubesc tare mult. Da? Le cunosc de când erau mititele. Doamna Claudia m-a sunat și le urmăresc de atunci, le iubesc. Probabil au un vis pe care vor să-l îndeplinească și sigur Dumnezeu le va ajuta, pentru că muncesc, trudesc, sunt extraordinar de educate și au un bun simț pe care nu prea îl mai întâlnim. Măi, la să știi că ai dreptate acum. Ceea ce spui, să și știi. Eu m-aș bucura dacă atunci când ele vor ajunge mari artiste, își vor aduce de aminte de emisiunea asta în care noi am venit cu tot dragul pentru ele. Cu siguranță își va aminti de emisiunea noastră aici la Etno, Cântec din suflet de român. Spune-i, ce ne-ai pregătit tu pentru noi astăzi? Ce cântece este, noi? Ceva cântece noi? Este foarte adevărat că pentru a putea ajunge undeva, ai nevoie de un părinte, de un suflet care să spună: eu sunt convinsă că voi veți învinge și că veți ajunge acolo unde v-ați dorit. Și din tot sufletul, piesa primă va fi pentru doamna Claudia, mama lor, care cu tot sufletul și toată dăruirea le ajută să-și îndeplinească visul. Spune, cum se intitulează piesa? Dragi mami, scump copii. Ah, dragi mami, scump. Ia veniți, dragele mele, aproape aici. Dragele mele, ia-ți aproape lângă doamna Maria. Ia, ia. Ia, dați-i cât un pupic așa, uite, că a vorbit așa de frumos despre... Eu iubesc și le iau acasă, doamna Claudia. Vă rog Claudia. Această melodie să stați alături de doamna Maria Ghinea, pentru cu că drag, să vă cânte. Drag. Maria Ghinea! V-am crescut, v-am mângâiat,
îndreptați dacă greșiți și să fiți oameni cinstiți. Adevăr, cuvintele tale sunt, merg așa la suflet, numai mamă să nu fii. Ai dreptate să știi, numai mamă să nu fii. Când ai două fete atât de talentate și frumoase, atunci îți dăruiești și sufletul. Și doamna Claudia știe că da. Are doi pui extraordinar de frumoși, cărora le doresc mult succes, realizări și Doamne ajută să fiți sănătoase. Îți mulțumim, dragă Maria Ghinea, pentru cântecul ăsta frumos, care ne-a mers direct la suflet, așa un cântec frumos, nu știu. Avem în această seară artiști minunați, artiști de detalie, detalie. Fetele au invitat, ele sunt cele care, datorită vouă, veniți încoace. Datorită frumoase aplauze pentru frumoasele mele. Pe cine să mai chemăm noi aici lângă voi? Hm? Eu a zis o chem pe Simona Dinescu, nu? Ce ziceți? Simi, vino mai în față. Simona, uite, am o întrebare specială pentru tine. Uite, suntem aici alături de aceste minunate fete și vreau să te întreb. Crezi tu că, poate și la rândul tău, un tânăr interpret talentat, un repertoriu frumos, un costum frumos, cred că merită să fie ajutat de un artist consacrat, un artist care are o carieră de excepție, așa? Categoric. Crezi tu? Categoric. Eu consider așa că trebuie să te naști sub o stea norocoasă. Fetele acestea au primit, dar eu cred că de la cea care le-a girat cu credință în fața lui Dumnezeu, de la nașa lor, da? Ciocărlia Maria lor? Ciobanu. Doamna Maria Ciobanu este nașa voastră, nu? Cred că numai ținându-le în brațele a dat acest dar și mama lor a știut să le insufle acest drag de cântec pe măsură ce ele au crescut și au crescut deci frumos cu cântec valoros. Și Dumnezeu, dacă le-a dat acest dar, eu cred că le croiește și calea pentru a duce acest cântec acolo unde trebuie. Ce spui, de tu cele mai frumoase adevăr, așa este. Da. Ba, ce frumos, foarte frumos. E un frumos. Drum greu, dar cu ambiție și cu determinare trebuie să reușească. Da. Dragă Simona, vreau să te ascultăm cu drag. Știu că ne-ai adus cântece frumoase, cântece noi. Păi da, eu am adus un cântec de la debutul meu, așa, cumva, să se regăsească și ele în acest cântec, pentru că pentru ele am venit astăzi aici. Dragi telespectatori, rămâneți alături de noi! Simona Dinescu! Muzica.
toți și-mi ajunge spicul numai la brâu. Între holdele de aur parcă schil de floare. Mama mă mai strigă, fata mami spic de greu, ca din apă-i crescut fata mami mare. Anii trec și nu-mi dau seama, dar cât o mai am pe mama, tot mă simt copila sânul ei. Vorba caldă și duioasă, ca tati de acasă, o aud când merg cu drag la ei. De ce dorul mai și mi-e greu că nu s-a acasă mama. Mama dulce-mi răspunde, dar și florile au dor, dor de soare, dor de nori, dor de rouă, mamă. Anii trec și nu-mi dau seama, dar cât o mai am pe mama, tot mă simt copila sânul caldă și duioasă, ca tati de acasă, o aud când merg cu drag la ei. Parcă văd casa mică, curtea mare, colț de rai, lămâița de pe plai și mama la fereastră. Lăcrimând bucuroasă, mamă mândră mai erai, când bordane deschideai că ne-ntorceam acasă. Anii trec și nu-mi dau seama, dar cât o mai am pe mama, tot mă simt copila sânul ei. Vorba caldă și duioasă, ca tati de acasă, o aud când merg cu drag la ei. Anii trec și nu-mi dau seama, dar cât o mai am pe mama, tot mă simt copila sânul ei. Și duioasă, ca tati de acasă, o aud când merg cu drag la ei. Doamne, cât de frumos, Simona, ce cântec superb. Măi, Simona, ce-i cu tine? Nu te recunosc. E, așa cântec frumos. Te-am uimit. M-ai uimit. De fapt, toate cântecele tale sunt minunate. Mulțumesc, și glasul ăsta al tău strălucește așa, doar mă uit în zare și doar raza ce soarelui o văd și glasul tău, să știi. Mulțumesc. Bravo, mulțumim, Simona. Simona, Simona, Simona. Angelica Stănescu, Angelica, ia și tu microfon, draga mea. Și vino lângă mine. Un microfon, te rog, ca să-ți auzim glasul aici când vorbești. Știu că tu te-ai întâlnit cu fetele la multe spectacole la Pitești, da? Spectacole realizate de colega noastră Ioana Anton acolo, da, nu? Așa. Și cred că ți-ai făcut o părere despre Ioana și Maria și poți să ne spui ceva despre Ioana și Maria. Ia să vedem dacă ți-ai făcut o părere bună. Dacă ai părere rea, să nu o spui doar pe cea bună, da? Te rog. Așa, hai, Angelica, te ascultăm cu drag cu toți aici. De cât bune despre ele. Le iubesc și le prețuiesc. Sunt niște fetițe deosebite, iar mama lor a rămas prietenă cu mine de atunci. Și le mulțumesc pentru că m-au invitat în această mama seară. Mama este prietenă cu uitat. Toată lumea și noi o iubim pe mama. Mama, te pupăm. Eu le doresc tot binele din lume, să fie sănătoase, fericite
și să continue pe calea cântecului, pentru că sunt. Merită, nu? Sunt, da, da, ce trebuie. Mulțumim, Angelica. Tu ne-ai adus cântece noi, mi-ai spus mai devreme, exact, înainte să înceapă emisiunea în culise, da, că ne aduci cântece în premieră, aici, cântece... realizate la Chișinău, cu Orchestra Mugurel, cu, da, maestru Ion Dasc. Cântece populare de la tine, de la Argeș, de acolo, exact, unde vii Exact, de la tu, mine, nu? De la Argeș, da. De unde, din Argeș ești? De la... Din Pitești, eu sunt din Oarja. Oarja, mă, da, mă, că am fost la Oarja acolo la ziua comună, frumos ai voi la Oarja. Da, dragii mei, Angelica Stănescu, cântece de la ea, de la Oarja. De la Oarja. Hai cu sârba pe săltate, cine vrea și cine poate. Hai cu sârba n-o lăsa să joace toată lumea. Hai cu sârba pe săltate, cine vrea și cine poate. Hai cu sârba n-o lăsa să joace toată lumea. Cine poate, hai cu sârba n-o lăsa să joace toată lumea. Hai cu sârba pe săltate, cine vrea și cine poate. Hai cu sârba n-o lăsa să joace toată lumea. Argeșană, o sârbă adevărată. Așa este. Ca la Argeș. Mulțumim mult, Angelica, dragă. Te invit la locul tău. Dragii mei, mergem mai departe. O invit aici pe cea mai frumoasă și cea mai drăgălașă și cea mai frumoasă, Anuț Arghiroi! Ce prezentare frumoasă, Nicu, mulțumesc. Eu? Ce, doar cea mai frumoasă. Trebuie să spun mai multe. Spune-mi. Mulțumesc. Cum? Talentată, frumoasă. Da, de unde știi tu? Mulțumesc frumos. Ai microfon, de ce nu vorbești la microfon? Că n-aude nimeni ce că... Deci mi-e dragă, e deșteaptă, talentată și frumoasă. Ia treci tu aici și prezint-o, să stau și eu în locul tău.
Nu, că ar trebui să vin și eu, pentru că și mie mi-este foarte dragă Anuța. Da. Și mai mult decât atât, mulțumesc, părinții mei o adoră. Tu știi că, deci te adoră. Și au vrut la nuntă sau la botez, la ce, nu mai știu. La, la botez. Și erai ocupată. Au zis, nu e adevărat. Nu, și, da, și părinții mei și-au dorit să o vadă în carne și oase. Și să le cânt. Și-a venit Anuțime, dragă. Și-am avut onoarea. Deci eu iubesc mult părinții și eu iubesc foarte și te iubesc. Doamna Steliana, ia spune acum. Dar nu se pune. Dar nu, acum... uite, n-am mers să cânt, am, pur și simplu ca invitat am fost onorată. Păi nu cred că ai mai prins microfonul, că era ideea, știi, ca fiecare, care cum... Dar a fost, cum se procedează de altfel. Superb. Bravo. Măi, e un lucru frumos. Dar te felicit, Anuța, dăm voie să te felicit, pentru că chiar te apreciez mult. Să te iubească doamna Steliana Sima, doamna Maria Ghirna. Mai e cineva care iubește sau nu iubește cineva? Dar cine nu iubește? Toată lumea. Uite, mă, eu nu iubesc. Care ce mai în față, ca să vă vedem, că nu vă vedem de aici așa. Așa. Vino ca să te vadă. Cine nu iubește pe Anuța? Eu cred că cine nu iubește pe Anuța, draga noastră și frumoasă și talentată. Eu când te văd pe tine, ai un videoclip frumos și când te văd în videoclipul, parcă explodează așa televizorul cu tine. Ești plină de viață, așa, ești plină de cântec, ești plină de tot ce e frumos. Spune, cine ți-a scris pe CD? Așa este, doamna Gheorghița Nicolae. Cine nu spune? Doamna Gheorghița Nicolae, și mulțumesc și doamna Gheorghița. Din tot sufletul meu. Din tot sufletul, da, mulțumesc. Mulțumesc. Bun, Anuța, acum te rog frumos să ne spui ceva despre... protagonistele din această seară care ne-au invitat pe noi aici, pe toți. Da, fetelor. De Ioana și de Maria. Eu spune acum, ceva. Având în jurul meu așa doamne care sunt cu mult mai multă experiență și talent și mă simt așa micuță. Ne-am născut înaintea ta, de aceea ai mai multă experiență, dar tu ești foarte talentată. Mulțumesc din tot sufletul. Și ai destulă experiență eu, și tu. Cu experiența pe care mi-a dăruit-o bunul Dumnezeu, până acum, pot să spun că sunteți foarte talentate, sunteți foarte frumoase. Dumnezeu v-a înzestrat cu daruri minunate. Tot ce pot să spun este că îmi doresc pentru voi să mergeți așa frumos pe drumul ăsta pe care ați pornit. Mami, să vă dorească Dumnezeu multă, multă sănătate, să le vedeți crescând și înflorind pe fetițele dumneavoastră. La mulți ani, fetele! Bravo, frumos! Anuța, cum spui tu un cântec ăla, că ți-a pus în scăldătoare bob de ce? De piper? Sau de nu, ce? Și trei boabe de piper. Ca să? Ca să cânt până am să pierd. Ai văzut, cântă până ai să pierd, mă, n-o să poată. Păcolnic, că l-a trimis un voinic să-mi aducă veste mie, că diseară o să vie și să-l aștept la poartă, că de-o vreme îi sunt dragă. Să ne începem dragostea când n-o fi verde frunza, mă. Du-te cu cei și spune-i că pe la noi, dacă vrei să pupe o mândră, desfaci baiera la pungă. Du-te cu ce înapoi și spune-i că pe la noi. Iauzi, ia! Dacă vrei să pupe o mândră, desfaci baiera la pungă. Știi că ce să faci, mă? Firei tu neică să fii, cum mă iubești, dar nu știi, mă. Te uiți cu ochii și taci,
mare dragostea mă. Cât suntem tinere acum, n-aștepta să cadă bruma. Zic că nu ți-ar așa de bine cu așa mândră ca mine. Tânără și ocheșică, puișor de nevestică. Ce-ți place, mamă, la ea, mă? O să-i spui, măi, puiule, ochii și cu coalile, mă. Când te-o întreba, maică, da, ce-ți place, mamă, la ea, mă? O să-i spui, măi, puiule, ochii și cu coalile, mă. Bravo! O explozie, ți-am spus eu, când apar tu este o explozie, Anuța. Îți mulțumim din suflet. Mulțumesc și eu pentru invitație. Îți mulțumim, bravo, cu drag. Așează-te la locul tău că te mai invit la cântat. Nu pleca, că am treabă cu tine. Dragii mei telespectatori, v-am spus în emisiunea noastră, frumusețea este prezentă. Nici Botticelli nu putea să picteze astfel de chipuri frumoase. Ești chiar așa. Daniela noastră, Cernea de la Pitești a venit. Uitați ce chip frumos. Câte frumusețe! Câtă frumusețe, să rămână bine. Mă emoționezi, dat. Nu, eu spun numai adevărul, eu niciodată n-am mințit, pe cuvântul meu. Doamna Steliana, am mințit eu vreodată? Spuneți că mă cunoașteți niciodată. Mai bine. Niciodată, nu, niciodată. Vedeți? Spun numai adevărul, să rămână bine ați venit. Bună seara. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi în emisiune, dar și de dragele noastre și frumoase. Ioana și Maria. Ioana și Maria. Bună seara celor care ne privesc de acasă și cu drag am venit pentru Ioana și Maria, ca și colegii mei din platou. Eu dacă aș fi locul vreau să stau numai lângă doamna Daniela. Așa? Zi și noapte. Să le spun și eu la mulți ani și mă bucur tare mult că cu ceva vreme în urmă le-am întâlnit la filmări și cu fiecare apariția lor am observat cum au evoluat, cum au crescut, cum au evoluat muzical, cât de talentate sunt și ce prezență frumoasă au în fața publicului. Cred că sunteți de acord. De acord în tot ceea ce spuneți. S-au spus foarte multe vorbe frumoase despre ele. Merită. Eu vreau să le spun doar atât. Sunt convinsă că peste ani, numele lor vor răsuna în cântecul popular tradițional, popular românesc. Le felicit, le urez mult noroc în continuare, mamei lor multă putere pentru că le însoțește și le ajută. Ele au nevoie de ajutor în continuare pentru că fără ajutor ar fi mult mai greu. Da, succes, dragele mele, la mulți ani, noroc și putere de muncă. Bravo. Uite, și acum am să spun ceva, să mă credeți cu siguranță, să mă credeți ce spun. Cum am spus mai devreme despre frumusețe. Acum 30 de ani în urmă, eram și eu mai tinerel, mai așa, și umblam pe la festivaluri, așa, umblam pe la festivaluri. Și am fost la un festival, mi-aduc aminte, pe la Pitești, la Leaua de Aur, sau cam așa ceva. Așa, așa, zi. Măi. Zic că zici și bine. Și după aceea a urmat un recital al ansamblului Doina Argeșului. Și eu am stat în sală și a apărut o domniță frumoasă. Mă, o frumusețe cu niște ochi frumoși, era doamna Daniela. Atunci. Și acum, eu povestesc ce s-a întâmplat acum 30 de ani. Dar vreau să vă spun că nu v-a schimbat deloc.
Mă credeți? Doamne ajută. Doamne ajută, așa să fie, însă buletinul nu ne minte, asta e clar. Bineînțeles, îl putem schimba acum, să știți, buletinul, fără probleme, am eu o relație. Vi schimbă vârsta, anul, care îl doriți. Eu mi l-am schimbat deja. Am 23. Eu îți mulțumesc. Și mă cheamă Vasilovski. Bună seara, bună seara. Să ne cânte doamna Daniela Cernea. Voi putea să muncesc, copiii să-i mulțumesc, când o-i fi la anii grei, să nu se certe între ei, măi. Cât o-i putea să muncesc, copiii să-i mulțumesc, când o-i fi la anii grei, să nu se certe între ei, măi. Au copii și sunt bogați, ei se-mpacă cu amănul și vestea mereu banul. Fericesc pe cei săraci, au copii și sunt bogați, ei se-mpacă cu amănul și vestea mereu banul. Ce cântece frumoase avem în această emisiune, în această seară, George Mărgineanu. Vino repede încoace, vino. Dragii mei, cu ceva timp în urmă, am fost invitat la concertul lui, un concert frumos la Pitești, și a lansat un nou CD. S-a început ploaia, nicio problemă, stați liniștiți, nu e nicio problemă. Da? Gata, a trecut ploaia. Acum nu mai vine nici vântul, nici doar soarele apare. George, ce faci, dragul meu? Spune-mi, dragul meu, ceva despre concertul tău, ce zvonuri ai auzit, a fost bine, n-a fost bine, ne-am prezentat bine, ne dă afară din meseria asta, ne mai păstrează, spune-ne, George.
În primul rând, bine v-am găsit, bine, cu bucurie. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu în această emisiune alături de invitați de marcă, alături de două tinere extraordinar de talentate pe care eu nu le-am cunoscut de foarte mult timp, dar din prima clipă le-am apreciat foarte mult. De ce? Și le-am mărturisit acest lucru în acel moment. Ce pentru frumos. Că au o postură extraordinară, o voce minunată și cel mai important lucru, iubesc cântecul popular și iubesc arta. Eu le doresc mult succes, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și să aveți aproape toate bucuriile lumii. Oh, ce frumos! Bă, dar unde e așa cuvinte frumoase? Nu le știu. Le spun din tot sufletul Bravo, meu și frumos. Eu sunt la început de drum, pot să spun da. Așa. Pentru mine este o onoare, încă o dată spun, să mă aflu printre invitați de marcă. Vezi, iar atunci minunați am în această seară la emisiune, vezi? Datorită producătoarei noastre, Cora și a fetelor. Doamnei Cora pentru invitație, îi mulțumesc doamnei Claudia pentru că mi-a scris și m-a invitat. Mi-a făcut o și mare a dorit bucurie. Foarte mult să fii în această și seară. Să mă întorc așa la, da. La ce m-ați întrebat George, dumneavoastră. George, întoarce-te și spune despre concert, spectacul tău superb de la Pitești. De pe 1 noiembrie, spectacol la care mi-ați fost alături, da, doamna Daniela Cernea mi-a fost alături. Cu drag. Mulțumesc că m-ai invitat, l-am văzut. Mi-ați făcut o mare onoare. Am văzut că a spus cineva, Doamne, ce concert frumos a fost. Într-adevăr. Ce spectacol frumos, adevărat. Dacă să nu-l mai chemați pe Datcu, a spus că să vă spună, a stricat concertul. Să nu mai... Dacă după 4 ore jumătate oamenii n-au plecat acasă, sala teatrului Alexandru Davila a fost plină, da. Înseamnă că a fost un concert reușit. Da, se aude, concertul a fost reușit, se aude, aplauzele se aud din depărtare. Ce ne cânti, George? Aplauzele se aud, cântă-ne ceva frumos! Când se aude muzica, inima cântă și ea. Și când e un pic de loc, oamenii se prind în joc. Când se aude muzica, inima cântă și ea. Și când e un pic de loc, oamenii se prind în joc. Hai în horă lângă mine, că Munteanu joacă bine. Că-i horă de la Pitești, dacă joci nu obosești. Hai în horă lângă mine, că Munteanu joacă bine. Că-i horă de la Pitești, dacă joci nu obosești. Curtea de Argeș vin și tare fălos mă ții, cu straiul meu muntenesc și cu jocul bătrânesc. Din curtea de Argeș vin și tare fălos mă ții, cu straiul meu muntenesc și cu jocul bătrânesc. Hai în horă lângă mine, că Munteanu joacă bine. Că-i horă de la Pitești, dacă joci nu obosești. Hai în horă lângă mine, că Munteanu joacă bine. Că-i horă de la Pitești, mai române să trăiești, mă! Grăbit la voi să ajung, dar am trecut prin câmpul lung și-am jucat cu lumea toată, hora noastră legănată. M-am grăbit la voi să ajung, dar am trecut prin câmpul lung și-am jucat cu lumea toată, hora noastră legănată. Hai în horă lângă mine, că Munteanu joacă bine. Că-i horă de la Pitești, dacă joci nu obosești. Fete și flăcăi deodată, intră și fac hora roată. Inima se înveselește și dragostea înflorește. Bravo, George! Bravo, bravo! Păi, în emisiunea asta, majoritatea argeșenii aici, nu? Pot să mai precizez un lucru? Te Într-adevăr, rog.
mă bucur că iată printre atâția olteni se află și muntenii mei dragi. Ce frumos, bravo! Mulțumim, George, mulțumim! Fetelor, ia veniți încoace, am o surpriză specială pentru voi. Ia veniți, stați aici un pic. Veniți mai în față, mai în față, mai în față. Stați aici așa, aici așa, să nu mișcați aici, că îmi stricați cadrul. Stați mai un pic acolo. Ia uite ce am eu aici! La mulți ani! Uite, vouă, uite, uite așa. Să nu scăpați, că nu mai am altul. Bravo, la mulți ani! Să știi că acest tort e special din partea echipei Etno TV, da? Știu că a fost ziua voastră, noi nu am fost prezenți acolo, dar s-au gândit ei, producătoarea noastră, s-a gândit că trebuie să vă aducă un tort frumos. E de plastic, nicio problemă, doar e de imagine, așa? O să vi-l iau și am să-l dau Mariei Ghinea, că ea are acasă în vitrină, îl pune în vitrină. Da. Și dragii noștri, să le cântăm la mulți ani, nu, fetele noastre, nu? Deci te rog frumos, nu da. Este de plastic, este un tort adevărat. Pe care ele îl vor mânca și își vor aduce aminte de această seară frumoasă. Da! Bravo! La mulți ani! Dragele mele! Aș vrea să vă pun să cântați voi, dar lăsați-mă să vă cânt și eu ceva. Da? Da? Hai, vă rog eu mult! Ia tortul, că le ia acasă. Du-l acasă. Și bine petreceți cu mine și în hora mare jucați fiecare. Hai noroc și bine petreceți cu mine și în hora mare jucați fiecare. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Cu prieteni și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, hai noroc și-o-mi bea! Că focul e mare, inimioara-n frige cântă și-mi stinge. Zi mai năutare că focul e mare, inimioara-n frige cântă și-mi stinge. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Cu prieteni și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, hai noroc și-o-mi bea! Crâșmăriță vine cu carafa plină, la prieten toarnă vinul rece-n cană. Adă vin la masă, chef mare se lasă, nu-mi duce acasă zorii când se varsă. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Cu prieten și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, ai norocul tău și-o-mi bea, mă! La mulți ani!
ori pune-n pod la fum, să facă din mine scrum, să se ungă la sprâncene, să semene cu ale mele. Și gurița, că el nu mă dușmănește, știu bine că mă iubește. La părul cu pere moi, să ne iubim amândoi, să mă ținei ca pe brață până mâine dimineață. Bravo! Bravo! Și Ioana și Maria, și Ioana și Maria, nu? Doamna Steliana Sima, ia veniți un pic împreună cu fetele aici. Microfoane, microfoane. Doamna Stelian. Am eu aici. De la începutul emisiunii mă uit atent la dumneavoastră. Aici e mai cald. De la începutul emisiunii vă uitați cu atâta plăcere când ele cântă. Le-am sorbit le din priviri. Le sorbiți așa din priviri. Da. Se vede că le eu știu că le iubiți. Se vede așa mai din privire. Și mi-a plăcut o chestiune la început, înainte să înceapă emisiunea. Le-ați ajutat la un text aici, să creeze un text. Parcă așa am fost eu un pic atent. Nu mai știu, a fost o chestiune de moment. Inspirație a făcut mama lor un... Da? Da. Nu vă aduceți aminte ceva ce a pentru... fost așa? Păi nu știu cum am zis. Poate voi, ia. Nu știu ceva. Nu. Am zis, astăzi vă cântăm cu drag, vă cântăm iubirea, două fetițe îmi plac, Ioana și Maria. Ceva da, de genul. Da. Nu mai știu că a fost o inspirație de, moment, da, dar nu mai știu da, frumoasă. Cum, eu am tras cu urechea și am văzut așa de moment. Poate cine știe pe viitor o piesă împreună cu fetele, un proiect frumos. Sigur că da, de ce nu? Eu m-am oferit, ați văzut că am mai făcut cu tineri și sunt deschisă, dar desigur, sunt deschisă acolo când văd că, într-adevăr, există potențial. Ascultând și cântecele mele cu care am debutat pe la festivaluri și primele înregistrări, parcă m-am întors așa în anii ăia, 18-19 ani, chiar mai tineri, de ce nu? Și mi-amintesc când doamna Maria Ciobanu, care este prietena noastră comună, da, pentru că pe ele e nașa lor, lor și, da. Da, și dacă vreți mama mea spirituală, când îmi spunea și aici îmi permit să vin cu un sfat pentru ele, am avut, fiecare dintre noi am avut modele în viață, sigur, de la care ne-au ajutat și ale căror cântece le-am cântat. Și doamna Maria mi-a spus așa la un moment dat, draga mea, faptul că tu îmi cânti cântecele este un lucru foarte bun. Însă va trebui, ca să ajungi o personalitate artistică, să-ți creezi repertoriul tău. Pentru că altfel vei rămâne în umbra mea toată viața. Și atunci, eu vă felicit că pentru început v-ați ales modele, însă va veni vremea la un moment dat când va trebui să aveți repertoriul vostru ca să vă creați personalitatea artistică. Cel care vă va da girul este publicul. Dacă publicul vă iubește, ați câștigat. Mergeți, voi aveți toate datele să ajungeți mari artiste dacă vă păstrați
așa cum ați început voi. Așa, puritatea voastră, simplitatea voastră, sinceritatea voastră, veți câștiga și mergeți pe această linie pentru că aveți de câștigat. Eu vă felicit și sunt sigură că o să auzim cu toții de Ioana și Maria. Deci, să luați aminte sfatul doamnei Steliana, da? Un sfat, o sugestie. Frumos. Pot să spun, de regulă nu dau sfaturi, dar ele sunt atât de micuțe și îmi permit să... Da. Îmi permit să... Și mai ales când vine sunt... din partea dumneavoastră, nu mai are nicio... Da, de ce loc, nicio discuție. Păi, eu știu pe ce pui model. Tu accentul. Nu, pui accentul pentru că știi că tot timpul am tins către perfecțiune. Exact. Și, nu prea mi-am iertat greșelile. Așa este. Și m-am autodepășit întotdeauna. Da, am muncit foarte mult. Asta spuneam mai devreme, Ministerul de Interne și-a lăsat amprenta atât de frumos asupra vieții mele, carierei mele. Și dacă mâine ar trebui să mă întorc în Ministerul de Interne, aș face orice activitate, orice atribuții care mi-ar fi scrise în fișa postului, le-aș face cu drag, pentru că astăzi sunt un om împlinit, sunt un om realizat și chiar Ministerul de Interne și-a lăsat amprenta foarte mult asupra mea. Vă mulțumim pentru cuvintele frumoase, sunt chiar cuvinte care merg la suflet și la inimă. Și aș vrea să ne mai cântați ceva. Hai că vă cânt, desigur. Să rămână pentru Ioana și Maria! Să spun la lumea toată o întâmplare adevărată, o întâmplare adevărată, scoasă parcă din poveste, cum n-a fost sau poate este, cum n-a fost sau poate este. Cum un om și cu un câine care au mâncat dintr-o pâine, câinele era al meu, omul ați ghicit sunt eu, mă. Am crescut pe lângă mine un puiuț micuț de câine, un puiuț micuț de câine. Stătea-n fric și stătea-n sloată, nu se plângea niciodată, nu se plângea niciodată. De-i dam o coajă de pâine, sărea și-n foc pentru mine și nu aștepta răsplată, doar să-l mângâi câteodată. De-i dam o coajă de pâine, sărea și-n foc pentru mine și nu aștepta răsplată, doar să-l mângâi câteodată. Dat de casă departe, peste dealuri, văi și sate, peste dealuri, văi și sate. După 4 luni de zile, s-a întors acasă la mine, s-a întors acasă la mine. Acum știu cât am greșit atunci când am socotit, că e numai un cățel și n-are suflet și el. Câte nopți și câte zile m-o fi căutat pe mine, m-o fi căutat pe mine.
mort de foame și însetat, rătăcind din sat în sat, rătăcind din sat în sat, măi. Acum știu ce e iubirea, ce înseamnă dăruirea, m-a învățat al meu cățel, nevinovat sufletel, măi. Acum știu ce e iubirea, ce înseamnă dăruirea, m-a învățat al meu cățel, nevinovat sufletel, măi. Dacă luăm seama bine, și la om, dar și la câine, și la om, dar și la câine, câinele are suflet mare, omul câteodată n-are, omul câteodată n-are. Câinele în suferință te păzește cu credință, tu-l bați și-l izgonești, în loc să-l răsplătești, măi. Dă-i o strachină de apă și un colț de pâine uscată, care și el rostul lui lângă casa omului, măi. Oh, ce cântec frumos! Acest cântec care a fost special creat de dumneavoastră pentru ființele astea necuvântătoare, care le iubim și să le iubim și să le ținem acolo. Povești adevărate. Da. Un cântec de succes, un șlagăr aș putea să spun, nu? Acest cântec frumos. Publicul a îndrăgit, într-adevăr. Sunt multe cântece care au intrat în... Dar ca ăsta nu cred. Mă întreabă fiul meu, mai avem mama când îți chem copiii. Doamna, Sărea, cântați-ne cățelul, vă, dacă nu de cântați. Adevărul cățelul. E că da, te duci la un eveniment, zici, bă, nu cânți cățelul, că da, lumea vrea să audă altceva. Dar după ce termin programul, mă întorc de la ușa și vă rugăm frumos măcar cățelul, cântați-ne și nou. Cățelul, gata, eu îl cânt cu mare plăcere, pentru că cântecele mele... sunt rupte din sufletul meu. Eu înainte trăiesc ceea ce exprim și îmi place să exprim ceea ce trăiesc. Referitor, când doamna Șeliana creează un cântec, este așa de exigentă, măi, așa de... N-am văzut-o mai exigent pe acest... Mai ales pe tu text. Da. Pe text nu există, doamne, nu există. Dă așa cu el, dă pereți, până nu iese. Trebuie nu să fie compatibil textul cu melodia, trebuie să fie compatibil cântecul în sine cu interpretul. Da. Deci trebuie să existe o legătură, pentru că altfel nu te reprezintă și nu poți să creezi acea punte de legătură între tine, ca personalitate artistică, tu ca artist, și cel care ascultă cântecul. Mulțumim! Cu tot dragul! Să rămână! Vă mai așteptăm aici să ne cântați. Dragul meu, Ioniță Nicușor, știu că mai vrei să adaugi ceva. Sigur că da, aș dori să le chem noastre pe Maria, da, și Ioana. Uite aici, în mijloc, ia veniți aici la domn profesor. Pentru și... că interlocutorii mei v-au oferit sfaturi și am auzit aici factori de care să țineți cont. Într-adevăr, sunt foarte importanți, dar eu aș vrea să mai menționez un factor de care să țineți cont, dragostea publicului. Și încă un lucru care vă va ghida în cariera voastră artistică, așa cum în viață, cu o floare nu se face primăvară, nici cu o emisiune nu se face carieră. Așadar, vă îndemn să apăreți cât mai mult, să vă creați, așa cum a spus și doamna Steliana, propriul repertoriu și să câștigați dragostea publicului. Mulțumim! Ne cântă Nicușor Ioniță!
Am venit aici la voi, că e veselia-ntoi. Am venit la oameni buni, la case de buni români. Lumea să se înveselească, așa-i vița românească. Am venit aici cu drag, mulțumesc cui m-a chemat. Pop una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi, la români. Pop una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi, la români. Foie verde, busuioc, jocul ăsta-i cu noroc. Hai să facem roata mare, din hotare în hotare. Că e zi de sărbătoare și e veselie mare. Așa joacă neamul meu, lângă el mă prind și eu. Pop una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi, la români. Pop una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi, la români. De la Daș, de la romani, românul de mii de ani, iubește, petrece, joacă, mereu e viața dragă. Vremuri bune, vremuri grele, trec cu zâmbet peste ele. Să învârtim jocul pe plai, ce mai viață, ce mai trai. Pop una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi, la români. Pop una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi, la români. Și de când e lumea lume, de când am primit un nume, românul român rămâne, cu cei dragi vrea să se adune. De când pe pământ a fost, Dumnezeu din rău l-a scos. I-a dat oic și grai frumos și trăiește cu folos. Pop una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi, la români. Pop una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi, la români. Că-l primim în bătătură, în odaia cea mai bună, în odaia de la drum, și îi dăm ce avem mai bun. Ai, hai, la oltean când intri în casă, da, dă. Așează la masă, dadă. Ți-aduce un pui pe jar, fript în vatră pe grătar, tăvălit prin saramură, s-aibă gust la băutură. Ai, hai, nu e pâine mai gustoasă, dadă. De acasă, da, dă. Și nu e vin mai de soi, ca zaibărul din butoi, când îl bei din tuguliță, de la mândra din mânuță.
crească, da, da. Hei, 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 de dragostea oltenească, da, da. Te pălește ca pe un pai, de nu știi nici tu ce ai. Te sucește, te învârtește, până când te nimerește. Cu olteanul nu te pune, dacă nu ai gânduri bune. Dacă nu ai gânduri bune, de te pui, el te răpune. Bravo! Hai, hai, din vârful stejarului, hai,
spre jos, dor și iar dor. Hai, hai, creștin cuib străin, dor și iar dor. Hai, hai, nu când să te măi, că așa mi-e dat destin, ca să cresc în cuib străin, dor și iar dor. Și mie cântul numai dor, cântecul străinilor, dor și iar dor.
Anii repede au trecut, dar noi ne iubim mai mult, măi. Ești alesul inimii, toată viața te iubim, măi. Ochii tăi m-au fermecat și dragostea ne-a legat, măi. Că ai ochii frumoșei, rânduit să fii ai mei, măi. Mi-a umplut sufletul de dor când privesc licărul lor, măi. Anii trec, noi n-avem treabă, tu ești drag, eu îți sunt dragă. Trage mărie de poală, că-l băgaș pănei ca-n boală, și-mi plătește-ți poanele, că l-au luat frigurile. Uite așa! De ce strișnei, că de ce găsoață de dragoste, mă? Ți-am zâmbit un pic. Pe sub ce ne mi privește, ne-i ca vorba nu-și găsește. Și uite așa măria mea face din ne-i ca ce vrea. Trage mărie de poală, că-l băgaș mănei ca-n boală, și-mi plătește-ți coalele, că l-au luat frigurile. Trage mărie de poală, că-l băgaș mănei ca-n boală, și-mi plătește-ți coalele, că l-au luat frigurile. Marioară, Marioară, ochii tăi mă bagă-n boală. Așa-mi spune neicuța, nici moartă nu l-o-i credea. Ascultă, neică, ce-ți zic, ia guriță cât un pic, că cei mult puile strigă și mă pierzi de ipovnică. Trage mărie de poală, că-l băgaș mănei ca-n boală, și-mi plătește-ți poalele, că l-au luat frigurile. Trage mărie de poală, că-l băgaș mănei ca-n boală, și-mi plătește-ți poalele, că l-au luat frigurile. Trage mărie de poală, că-l băgaș mănei ca-n boală, și-mi plătește-ți poalele, că l-au luat frigurile. Trage mărie de poală, că-l băgaș mănei ca-n boală, și-mi plătește-ți poalele, că l-au luat frigurile. Bravo, 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 Cora! Bine de un an, măi, eu iubesc un argeșan, măi. Argeșan de la Pitești, subțirel cu ochii verzi, cum, Doamne, să nu iubești, măi. Argeșan de la Pitești, subțirel cu ochii verzi, cum, Doamne, să nu iubești, măi. Măi, neicuță, neică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Măi, neicuță, neică, te iubi mereu, că ești argeșan de-al meu, măi. Măi, neicuță, neică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Măi, neicuță, neică, te iubi mereu, că ești argeșan.
drag al meu mai. Noi om frumos, măi, dragostea lui m-a pus jos, măi. Și când este lângă mine, uit de toate și mi-e bine, uit de toate și mi-e bine. Și când este lângă mine, uit de toate și mi-e bine, uit de toate și mi-e bine. Mâinicuță nică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Mâinicuță nică, te iubi mereu, că ești argeșan de-al meu, măi. Mâinicuță nică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Mâinicuță nică, te iubi mereu, că ești argeșan de-al meu, măi. Ce să fac, măi, că frumosul este drag, măi. La ori când nici nu gândesc, cu el nu mă potrivesc, cu el nu mă potrivesc, măi. La ori când nici nu gândesc, cu el nu mă potrivesc, cu el nu mă potrivesc, măi. Mâinicuță nică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Mâinicuță nică, te iubi mereu, că ești argeșan de-al meu, măi. Mâinicuță nică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Mâinicuță nică, te iubi mereu, că ești argeșan de-al meu, măi. Și pe cine să iubesc, măi. Cum naiba să nu trăiesc, când știu să le potrivesc. Și pe cine să iubesc, măi. Mâinicuță nică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Mâinicuță nică, te iubi mereu, că ești argeșan de-al meu, măi. Mâinicuță nică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Mâinicuță nică, te iubi mereu, ești argeșan de-al meu, măi. Măicuță cu chip senin, suflet de dragoste plin. Niciodată n-am să pot să-ți mulțumesc pentru tot, măi.
pentru nouă-ți pierdute, mamă. Pentru lacrima din geană, pentru grijă și povață, să știu cum să trec prin viață. Ai crescut, mamă, cu drag, doi copii frumoși în prag. Au plecat pe drumul lor și-ai rămas plângând de dor, măi. Venim la tine mereu când ne apasă dorul greu, să ștergem obrajii uzi, să-ți mângâiem ochii blânzii, măi. Măicuță, inimă bună, cum mă purtai tu pe mână, am să te sprijin și eu atunci când ți-o fi mai greu, măi. Că oriunde aș merge în lume, inima mi-e tot la tine. Tu ești mamă mereu, dorul sufletului meu, măi. De-aș avea cum să plătesc tinerețea, s-o opresc, să-ți cumpăr, măicuța mea, măi. Îndată stă o măicuță la poartă. E pustie ulicioara dimineață până seara. La vecini sunt porți legate, ușile sunt culăcate. Doar un ochi de geam lipește, la el pătrâna privește. Satul pustii de lume, păzit de mame bătrâne, spune-mi, Doamne, cui rămâne, când pe drum n-o mai fi urme, când v-au crescut și ele, și nepoașii nepoțele, s-au dus norocul să-și cade, pe ulițe vântul bate. Pasărat șovăitoare, care apă într-o căldare, o pune pe o băncuță și bea-n ce cu o cănuță. Nu a mâncat de trei zile, nici azi un copil nu vine. Un om de la primărie
i-aduce lapte și pâine. Satul pustii de lume, păzit de mame bătrâne, spune-mi, Doamne, cui rămâne? Când pe drum n-o mai fi urme, când v-au crescut și ele, și nepoașii nepoțele, s-au dus norocul să-și cade, pe ulițe vântul bate. Copii plecați în lume, ce aveți, mame bătrâne? Să nu le lăsați uitate, cu dor și singurătate. Nu-i pe lumea asta întreagă ca mama alta mai dragă. Veniți cât aveți la cine și spuneți-i vorbe bune. Satul pustii de lume, păzit de mame bătrâne, spune-mi, Doamne, cui rămâne? Când pe drum n-o mai fi urme, când v-au crescut și ele, și nepoașii nepoțele, s-au dus norocul să-și cade, pe ulițe vântul bate. Satul pustii de lume, păzit de mame bătrâne, spune-mi, Doamne, cui rămâne? Când pe drum n-o mai fi urme, când v-au crescut și ele, și nepoașii nepoțele, s-au dus norocul să-și cade, pe ulițe vântul bate. Să-ți iubești aproapele, să nu-i întoarci.
acasă. Erai tineră frumoasă, n-aveai griji, n-aveai nevoi, n-aveai măicuță pe noi, of, n-aveai măicuță pe noi. Lumina ochilor tăi. Tu mi-ai pregătit.
prindem, dragii mei, 100 de ani. Hai noroc, hai noroc, și să petrecem cu foc, cu un vin de ștefănești, Doamne, cum să nu trăiești. Hai noroc, la mulți ani, să prindem 100 de ani, sus paharul să ciocnim, viața frumos să o trăim. Prindem fora roată să jucăm cu foc. Veselia este mare, nimeni nu stă în loc. Toarnă vinul în pahare să avem noroc. Hai noroc, hai noroc, și să petrecem cu foc, cu un vin de ștefănești, Doamne, cum să nu trăiești. Hai noroc, la mulți ani, să prindem 100 de ani, sus paharul să ciocnim, viața frumos să o trăim. Țină, dragii mei, cheful până-n zori, să ne cânte lăutarul tot ca altă dat, să bem până-n zor de ziua și-apoi am plecat. Hai noroc, hai noroc, și să petrecem cu foc, cu un vin de ștefănești, Doamne, cum să nu trăiești. Hai noroc, la mulți ani, să prindem 100 de ani, sus paharul să ciocnim, viața frumos să o trăim. Hai noroc, hai noroc, și să petrecem cu foc, cu un vin de ștefănești, Doamne, cum să nu trăiești. Hai noroc, la mulți ani, să prindem 100 de ani, sus paharul să ciocnim, viața frumos să o trăim. Bravo! Bravo! Mă mândre și chiar mi-e drag că sunt fire cu arzag, mă. Băieții la poale-i bag și iubesc ce mi-este drag. Mă învârt, mă răsucesc, de la lume nu vorbesc, mă. Două mucare-l iubesc. Mă învârt, mă răsucesc, dar ce mi-e drag nu vorbesc, mă. Două mucare-l iubesc. Dorul meu neicuță nu este ușor, dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul, doar neicuriță dragă te știe sare. Dorul meu neicuță nu este ușor, dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul, doar neicuriță dragă te știe sare. Șorțulețul cu flori, să iubești, să nu mai mori. Mândruța de lor măncuță, ți se încare și desculță. Cu șorțulețul cu flori, să iubești, să nu mai mori. Adățață puiul frit, la voinicul ostenit, mă. Îl mângâie și-l iubește, că viața ca norul trece. Adățață puiul frit, la voinicul ostenit, mă. Iubește că viața ca norul trece. Dorul meu neicuță nu este ușor, dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul, doar neicuriță dragă de te știe să. Dorul meu neicuță
micuță, nu este ușor. Dorul meu, micuță, nu-i ca orice dor. Dorul meu, micuță, nu este ca altul. Doar neculiță dragă de pește s-a tu. Și dă cicoare și trei boabe de piper să vă cânt până-mi să fie. Mi-a pus mama în scăldătoare flori de crin și dă cicoare și trei boabe de piper să vă cânt până-mi să fie. Pân' lume cu cântecul, acasă cu sufletul mă, acasă în telorman la măicuța și-al meu nea. Pân' lume cu cântecul, acasă cu sufletul mă, acasă în telorman, la măicuța și-al meu nea. Dorul meu, neicuță, nu este ușor. Dorul meu, neicuță, nu-i ca orice dor. Dorul meu, neicuță, nu este ca altul. Doar neicuță, dragă, gătește sat. Dorul meu, neicuță, nu este ușor. Dorul meu, neicuță, nu-i ca orice dor. Dorul meu, neicuță, este ca altul. Doar neicuță, dragă, gătește sat. Thank you.
bucură vântul, floarea din castan. Mi-aduc aminte de tine, neică din Bucșan. Când ușor scutură vântul, floarea din castan. Mi-aduc aminte de tine, neică din Bucșan. Ai jurat să-mi fii alături, m-ai lăsat cu tot. La ce-mi zâmbești acum, să mă faci să mor? Ai jurat să-mi fii alături, m-ai lăsat cu tot. La ce-mi zâmbești acum, să mă faci să mor? Ispitineguță, chiar de-ți pare rău. N-ai știut să-ți ia aproape ce rare tău. Nu mă ispitineguță, chiar de-ți pare rău. N-ai știut să-ți ia aproape ce rare tău. La ce mă privești, neguță, că-mi rup inima? La ce naiba îmi zâmbești, că nu mai sunt a ta? La ce mă privești, neicuță, că-mi rup inima? La ce naiba îmi zâmbești, că nu mai sunt a ta? Ispitineguță, că te blestema, să nu-ți afli niciodată, neică dragostea. Nu mă ispitineguță, că te blestema, să nu-ți afli niciodată, neică dragostea. Te blestem cu jarul suflet, liniște să n-ai, până când eu nu ți-o-i cere ochii tăi să-mi dai. Te blestem cu toată firea, somn să nu-ți găsești, până când nu-i fie a ta, neică să mă iubești. Bravo! Am o mândră-n Băiculești, măi, și ți-e drag să o privești, măi. Poartă maramă cu flori, măi, cum se poartă în sărbători, măi. Fotă cu fir aurit, of, of, numai bună de iubit, măi. De n-o văd ziua pe luncă, dorul de ea mă usucă. Fața mie ca trandafirul și gurița ca pelinul. Mândra mea rază de soare, of, of, după tine mica moare. Urcam de-a lung tutănița, numai să-i sărut curița.
ne puneam pe pat de flori, măi, și ne iubeam până-n zori, măi, pe covor de lilia cofof, și ne sărutam cu drag, măi. Mândră ce m-am gândit, măi, am stat și m-am socotit, măi, vreau să-mi te iau acasă, să te fac mândră mireasă și să trăim împreună, ofof, să ne facem viața bună. E prea mult de povestit. Am trecut prin bunerele, dar am pătimit cu ele. Mulți mai cred că vieții roată nu se întoarce niciodată, dar o întoarce Domnul Sfânt la cel care a greșit. Hai, roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Hai, roată și iar roată, mai întoarce-te odată, chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Au fugit când am căzut, au uitat că au stat cândva în casă la masa mea. Dar am auzit aseară că s-a întors roata iară. Pe mulți la pământ i-a pus, de pe treapta cea de sus. Hai, roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Hai, roată și iar roată, mai întoarce-te odată, chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Și o cruce care o poartă, mergi cu ele cât se poate, nu le pune pe al spate. Omul bun de omenie trăiește cu bucurie, la altul amar nu face, roata vieții se întoarce. Hai, roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Hai, roată și iar roată, mai întoarce de odată, chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Așa-s frății la o mumă, la același să n-au supt, mama cu drag i-a crescut,
cine în lume ar spune, fratele, frate, rămâne. Ai cu cine împărține cazuri și bucurii, măi. Și când s-o usca tulpina, n-o mai fi tata și muma, ci să te ajute la greu sora și fratele tău, măi. Pe lume, eu am soră cui spune, sunt bună pentru alta, chiar de ne-a depărtat soarta. Așa pe lume și frații trăiesc unii pentru alții. Glasul sângelui leagă soră, frate, viața întreagă. Doamne, 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 ce se potrivește acest cântec, pentru că în această seară ne-a adunat aici două surori. Vedeți? Da. Frații când se adună, haideți în față, frumoasele mele. A fost o emisiune de colecție. În această seară, cum spuneam, ne-a adunat cele mai frumoase surori, nu? Ioana și Maria. Nu, Maria și Ioana. Dragii mei, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vreau să mulțumesc tuturor artiștilor, voi să le mulțumiți pentru că a fost alături de voi, v-a adus cuvinte frumoase, au spus lucruri frumoase despre voi și, dragii noștri telespectatori, eu vă urez sănătate multă, putere de muncă și ne vedem data viitoare. Cântec din suflet de români, vineri, orele 20 la Edo TV. Mulțumim! Sunt flori.